nu mult, vreo 12 milioane de dolari. Care întotdeauna a fost perla coroanei? Păi perla coroanei, de acum de vreo 2 ani, a fost transmisă la o așa numită companie elvețiană, care ea face integrarea pe plan extern și ci că este intermediarul între MOL Telecom și France Telecom, Deutsche Telecom și așa mai departe. Numai că între timp, tarifele de terminare în limba terminației, deci venire în Republica Moldova, per minut au crescut de la 10 cenți, când MOL Telecom le făcea de unul singur. Astăzi, la 25 de cenți, deci toți cetățenii Republicii Moldova, când ne sună pe noi în astea, dau 25 de cenți unei companii de tip proclatcă, cum ar fi în limba română, dintre care MOL Telecomului îi revine doar 10 cenți. Deci, grosul rămâne în compania respectivă. Delta este de aproximativ 11 milioane de dolari pe an.